A fost odată un băiat sărac pe nume Aladin. Într-o zi, un mare dregător îi făgăduie o răsplată însemnată în aur și giuvaere, cu condiția să îl ajute la împlinirea unei isprăvi. Aladin se învoi. Ducându-l pe băiat la gura strâmta unei peșteri, dregătorul, care era și vrăjitor, îi porunci să se strecoare înăuntru, să caute și să-i aducă de acolo o lampă veche. Aladin găsi lampa cu pricina, dar vrăjitorul nu-l lăsă să iasă din peșteră înainte de a-i da vechitura aceea prăfuită. Bănuitor, băiatul nu se învoi la așa ceva. Înfuriat, vrăjitorul răsturna o piatră grea peste gura peșterii, închizându-l acolo pe Aladin. Și în timp ce Aladin știa că este singur în peșteră, la un moment dat simți că îl bate cineva pe umăr. Era un covor fermecat. Aladin se urcă pe covor și îi porunci să îl ducă numai decât acasă, unde și ajunse cât ai bate din palme. A trecut ceva vreme și, într-o bună zi, dând peste lampa prăfuită luată din peșteră, Aladin se apucă să o curețe și, frecând cu nădejde, din lampă apăru o arătare, Duhul Lămpii. Și cum acesta îi spuse că îi poate îndeplini orice dorință, băiatul îi ceru un palat semeț și saci plin cu aur. Peste ceva vreme, Aladin se îndrăgosti de fiica sultanului de prin partea locului. Curând, cei doi tineri se căsătoriră și părea că nimic nu le putea umbri fericirea. Într-una din zile însă, vechea cunoștință a lui Aladin, dregătorul vrăjitor, află că tânărul scăpase din peșteră cu tot cu lampa fermecată. Ca să-i o poată lua, el se prefăcu într-un negustor de lămpi și se înfățișă la palatul lui Aladin strigând cât îl ținea gura. Dau la schimb lămpi noi și arătoase pentru lămpi vechi. Prințesa nu știa de puterile lămpii lui Aladin, așa că dădu vechea lampă fermecată și primi de la negustor una nou-nouță și strălucitoare. Plecând în graba mare, vrăjitorul prinse să frece lampa și chemă duhul lămpii căruia îi porunci, ia chiar acum palatul lui Aladin cu frumoasa prințesă cu tot și dune într-un loc cât mai departe de aici. Iar duhul îndeplini numai decât porunca vicleanului vrăjitor. Mare a fost perietura lui Aladin când s-a întors acasă și s-a pomenit fără de palat și fără de soție. Tânărul îi porunci atunci covorului fermecat să l ducă neîntârziat acolo unde se află soția lui și lampa fermecată și, cât ai clipi, se trezi în palatul care îi fusese furat. Cum vrăjitorul dormea, Aladin își luă lampa înapoi. Când a apărut duhul Lâmpii, îi porunci să îl ducă pe vrăjitor într-un tărâm îndepărtat, din care să nu se mai poată întoarce vreodată. Apoi îi ceru duhului Lâmpii, să-l ducă înapoi cu tot cu palat în orașul lui. Și din ziua aceea, Aladin și soția lui au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.